Și ca să vă ia somnul, dacă n-a făcut-o încă, am să vă spun o poveste. A fost odată ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, pe când făcea plopu pere și răchita mic șunele, a fost odată o pădure, o falnică pădure. Dar a venit privatizarea și pădurea noastră a fost restituită vechilor proprietari. Aceștia au tăiat-o și au exportat-o ca lemn brut în câteva țări mult mai europene, scăzându-le acestor țări și rata șomajului. Rămase fără adăpost, animalele au hotărât să treacă fluviu și să se refugieze în alte păduri din Bulgaria, de pildă. Multe nu știau să înoate. Le trebuia un pod, dar mai ales aprobări pentru pod. A plecat să obțină aprobările și toate cele câinele. I-a asigurat pe toți că el e prietenul omului, că știe să se gudure, că este un fost comunitar, mă rog, alea. Dar câinele s-a întors cu mâna goală. S-a dus pe urmă vulpea, cea vicleană, lingușitoare și perversă. A revenit și ea cu frumoasa-i coadă să ne ierte CNA-ul între picioare. Făcându-i neputincioși și fricoși, a pornit la drum ursul, el, ursul cel mai puternic. Învins și supărat pe corupția care domnește la oraș, pe pământ, în apă și în aer, s-a întors cu coada între... Atunci s-a anunțat măgarul. Unii au privit cu duioșie, alții cu reținere. Trecuseră vreo 3 zile și măgarul s-a întors cu desaga plină de bani, de sponsori și acte aprobatoare, iar în urma lui au început să sosească utilaje moderne și materiale de construcție. Sincer să fiu, a spus măgarul, nu mă așteptam nici eu. Am avut însă și noroc. La oraș, mai toate cadrele de conducere erau numai colegi de-ai mei. Așa că am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Noapte bună, copii!